Salutare, prieteni! După Rapid FCSB 4-0 și la 18 ani de la Rapid Hamburg 2-0, 18 ani și 3 zile și la 3 zile după Rapid FCSB 4-0, ne-am deplasat pentru emisiune exclusiv Rapid la stadionul nou din Giulești pentru a povesti, a discuta atât despre prezent cât și despre trecut cu Daniel Nicolae și Vasile Maftei, eroi principali în trecut, acum în planul 2, la victoria de sâmbătă și începem cu meciul de sâmbătă, bănuiesc. Mai frumos un 4-0 decât un 2-0 recent. Te salutăm, Ovidiu, salutăm toți urmăritorii și despre viitor nu putem să vorbim, vorbim doar despre trecut și despre prezent? Sau? Vorbim și despre viitorul și despre farul. Te salut, Vasile, și pe tine. Cât de relaxați sunteți la 3 zile după o asemenea victorie și înainte de startul play-off-ului? Acum, răspund cu o altă întrebare. Când vreodată ești relaxat la fotbal? Niciodată. S-a terminat o etapă, vine etapa următoare. Și vine mai repede decât ne-am fi așteptat. Vine după o victorie într-un derby și cred că toată lumea trebuie să se revină cu picioarele pe pământ pentru că n-au fost chiar 3 puncte, că s-au înjumătățit între timp. Urmează un mini-campionat, urmează sprintul final și toată lumea trebuie să fie concentrată, să dea maximum, pentru că de vineri, întâlnind farul, începem această bătălie pentru finalul acesta de campionat. 10 meciuri foarte importante, fiecare dintre ele poate aduce mai aproape de locul întâi sau te poate îndepărta. Ați văzut, toată lumea vorbește despre această victoria noastră pentru că s-a relansat practic campionatul, dar urmăritoarele FCSB-ului, nu suntem doar noi, sunt mai multe urmăritoare pentru că CFR Cluj este acolo, este foarte aproape, Universitatea Craiova este la fel de aproape. Și fiecare meci, fiecare punct va fi foarte, foarte important. Vasile, cum ai trăit tu din tribună un asemenea meci și, sincer, te așteptai la un 4-0? Sincer, am avut cele mai mari emoții la meciul de sâmbătă. Parcă n-am avut niciodată așa emoții, pentru că pentru noi cred că era un meci crucial. Aveam șansa să relansăm campionatul, dar în același timp puteam să ne îndepărtăm de obiectivul nostru, a tuturor, acela de a ne lupta cu șanse reale pentru câștigarea campionatului. Referitor la relaxare, și că ai pus întrebarea cât de relaxați suntem, cred că din momentul de după terminarea meciului, nu cred că trebuie să mai existe vreun moment de relaxare. Deja va fi foarte important cum ne vom comporta la prima etapă din play-off, pentru că jucăm vineri cu farul și cred că o victorie a noastră va pune o presiune imensă pe cei de la FCSB. Și cred că e foarte importantă prima etapă și pentru noi, dar și pentru celelalte echipe care se bat pentru câștigarea campionatului, pentru că, din punctul meu de vedere, șanse la câștigarea campionatului au toate echipele care au intrat în play. Mai puțin, poate, mai puțin Farul și Sepsi, dar cele patru din frunte, cred că au șanse de a se bate pentru câștigarea campionatului. Dacă tot ai intrat în subiectul meciului și vreți să intrăm în subiectul meciului cu Farul, suporterii rapidiști se tem. Și știi de ce se tem? Pentru că sunt zvonuri că s-ar juca fără spectatori meciul de vineri de aici din Giulești. Se știe ceva? Mâine e comisia de disciplină la federație. Vă e frică că ar putea fi stadionul gol? Cum e? Nu, cred că suporterii, cred că meciul de sâmbătă seară a fost un spectacol din toate punctele de vedere și o reușită. Cu atât mai mult că pentru noi că am reușit să ne impunem, dar cred că pentru toată lumea, privind pe ansamblu, a fost un spectacol care a atras aproape 50.000 de oameni pe cel mai mare stadion al țării. A fost o luptă sportivă corectă, frumoasă, decisă pe teren.
am avut un arbitraj impecabil, iar spectatorii s-au comportat, cred eu, aproape perfect. Au mai fost și mici scăpări, dar este foarte greu să controlezi 50.000 de oameni. Tocmai de aceea trebuie să ne gândim la lucrul acesta, pentru că cred că nimeni nu-și dorește să, ca meciurile să se dispute fără spectatori sau cu porțiuni ale unui stadion închise. Adversarii voștri și-ar dori să se joace fără spectatori. Nu cred că există... Nu jucătorii. Tocmai, nu cred că există cineva care să iubească fotbalul, să fie conducător, jucător sau să fie o persoană din administrativ să-și dorească un fotbal fără spectatori, cu atât mai puțin suporteri, chiar și al echipelor rivale, pentru că fotbalul este făcut pentru ei și am muncit an de-a rândul, am pus umărul fiecare dintre noi cât a putut ca să atragem cât mai mulți oameni la stadion și cred că lucrul acesta este îmbucurător pentru că avem o afluență de la sezon la sezon din ce în ce mai mare și cred că nu trebuie să îndepărtăm oamenii de la stadion. Tu ce spui, Vasile? Cred că cei de la Comisia de Disciplină sau nu știu cine va judeca cazul, cred că trebuie să țină cont de faptul că până la urmă fotbalul este pentru spectatori. Trebuie să țină cont de faptul că jucăm pe un stadion nou și întotdeauna am jucat cu casa închisă fiecare meci pe care l-am disputat pe Giulești. N-aș vrea să ne mai întoarcem în trecut, în timpul pandemiei, când am avut parte de meciuri fără spectatori și știți cu toții că... Cât de trist era și cât de anost era fotbalul câteodată. Eu sper că meciul de vineri să-l jucăm în condiții normale și cred că așa e normal. Dar, Nico, există cumva posibilitatea să fie închisă doar peluza galeriei? Nu știu ce prevede regulamentul, sincer. Tocmai. Regulamentul cred că este clar, dar cert este că nu trebuia să se ajungă în situația de față. Sunt anumite greșeli pe care probabil le facem cu toții, mici greșeli. Cu siguranță suporterii noștri au înțeles că comportamentul trebuie să fie unul foarte corect și civilizat pe stadion. Ați văzut că nu am avut absolut aproape niciun fel de problemă. A fost, cum bine știți, acea torță aruncată de nu știu din ce parte a suporterilor, care a provocat un pic întreruperea partidei, însă trebuie să apreciem că nici nu au fost incidente de niciun fel, cum au fost poate probabil la multe alte meciuri. Totuși, am jucat cu 50.000 de oameni, două echipe rivale care se bat pentru câștigarea campionatului, care se luptă sportiv pentru câștigarea campionatului. Un meci de o încărcătură imensă, emoțională, atât pentru noi cât și pentru adversarii noștri, pentru rivalii noștri și cred că lucrurile astea ar trebui apreciate. Eu sper și îmi doresc ca oamenii să vină vineri și nu doar vineri, să vină etapă de etapă cât mai mulți pe stadion și noi încercăm să le oferim condițiile propice ca ei să plece acasă mulțumiți și satisfăcuți că au venit la un spectacol. Până la urmă, spuse Monica, până la urmă, ce e mai important și ce trebuie scos în evidență? Faptul că, ok, am fost niște situații de că am aruncat o torță sau am mai dat niște fumigene. E mai grav ceea ce s-a întâmplat, să zicem, la meciurile noastre pe Giulești sau ceea ce s-a întâmplat la meciul Dinamo cu UTA, când au intrat pe teren. Acolo sunt niște incidente mult mai grave decât ceea ce s-a întâmplat pe Giulești. Eu de când mi-aduc aminte, de când am început să jucăm pe ăsta nou stadion, nu mi-aduc aminte să fi întâmplat ceva de genul care a fost la meciul lui Dinamo cu UTA. Adică trebuie puțin țin cont și de lucrurile acestea. Adică nu au fost incidente grave, mai sunt izolate, dar până la urmă spectacolul trebuie să primeze până la urmă. Și spectacolul fără torțe, fără umigene, parcă... Noi în România, unii dintre noi sunt mai catolici decât papa, știți acea vorbă, așa că... Iar regulamentele au fost
contestate mult timp și nu se schimbă. Apropo de meciul de pe Arena Națională, sunt întrebări de la prietenii noștri care urmăresc emisiunea. Liliana, de exemplu, întreabă dacă meciul de pe Arena Națională a fost mutat pe Arena Națională pentru a onora cererea mare de bilete sau a fost și o strategie pentru a testa dacă pe viitor stadionul acesta e mult prea mic. Păi, cred că s-a demonstrat la fiecare meci că stadionul, capacitatea stadionului este una mică pentru interesul afișat de suporteri rapidi și nu numai. Ați văzut, jucăm meci de meci cu casa închisă, meci de meci cu stadionul plin, meci de meci aici avem un spectacol, pentru că nu mai este de mult o partidă de fotbal, este un spectacol pentru toată lumea, este un spectacol și pentru adversari și ați văzut, suporterii noștri creează o atmosferă extraordinară și asta e meritul tuturor, este meritul lui Liviu ca a reușit să coaguleze în jurul său foarte mulți rapidiști, mulți rapidiști care nu mai vedeau pe stadion și iată că a reușit să formeze cea mai frumoasă galerie din să reformeze cea mai frumoasă galerie din România. Da, într-adevăr, capacitatea putem spune acum că este una redusă, dar nu avem ce să facem și trebuie să mergem înainte, așa cum. Sunt mulți suporteri care întreabă în continuare. Nu există nicio posibilitate de a mări tribuna a doua pe care o avem în spatele vostru? E mică. Și voi știți cel mai bine pentru că voi ați jucat pe vechiul Giulești cu acea tribună a doua impresionantă. Da, nu știm cel mai bine. Cred că lucrurile, dacă trebuia intervenit când încă stadionul se afla în faza de proiect, pentru că atunci puteai interveni. Acum ar fi tardiv, nu știu din punct de vedere, nu sunt vreun inginer în construcții, nu știu din punctul acesta de vedere dacă se mai poate construi. Și eu am prieteni și care îmi spun că soluții s-ar găsi, însă vom vedea pe viitor ce se poate face, pentru că, am spus, stadionul nu este al nostru, este al Ministerului Transporturilor și este gestionat de către Clubul Sportiv, care ne înțelegem foarte bine, dar nici ei, nu știu dacă pot face mai mult pe legătură cu această speță. Până să-l întreb pe Vasile dacă cât de dor este de vechiul Giulești, ca să ne întoarcem un pic și cu 18 ani în timp, te-aș mai întreba, pentru că Tudor Tivadar vrea să știe, cine a decis până la urmă ca derbiul de sâmbătă să se joace pe Arena Națională? Păi, decizia am luat-o împreună. Am luat-o împreună noi, conducerea clubului, cu suporterii noștri, pentru că tot timpul când avem de luat o astfel de decizie, întrebăm și suporterii. Am vorbit și cu Liviu. Era clar, interesul a fost unul imens. Ați văzut, cred că și voi, ce atmosferă a fost pe Arena Națională. Probabil stadionul, dacă capacitatea stadionului ar fi fost mult mai mare, probabil ar fi venit mult mai multă lume, mult mai mulți suporteri rapidi și probabil nu numai. Ne-am ținut și de cuvânt, le-am dat oaspeților o întreagă peluză, pentru că până la urmă ăsta este farmecul fotbalului, farmecul sportului, să ai suporteri, să ai oameni care vin la stadion și fiecare să-și încurajeze cu fair play echipa favorită. Există o garanție scrisă că la meciul din etapa 5-a FCSB dă Rapidului toată peluza? Nu, dar contează mai puțin lucrul acesta. Pentru noi este important că am reușit să că meciul de sâmbătă seara a fost un succes și că s-a terminat cu un succes al nostru pe teren, că și în tribune, până la urmă, a fost un spectacol organizat cum trebuie, cu mici probleme, bineînțeles, că din păcate nu se poate fără, dar fără ar fi probleme mari organizatorice. Vasile, cât de trist ar fi să nu primească Rapid toată peluza peste 5 etape la FCSB Rapid? Din perspectiva fostului jucător și al suporterului. Clar că ar fi foarte trist pentru toată lumea, nu neapărat pentru noi. Ok, pentru noi că suntem implicați, dar dacă stăm bine și ne gândim, are de suferit o întreagă masă de suporteri. Adică, și toți care se uită la meci. Dacă venim la meci în momentul în care începe să cânte galeria, dacă ne uităm la tribuna 1, tribuna 2, toată lumea scoate telefonul și filmează peluza. Că
Sunt lucruri care deja sunt se petrec meci de meci în tribune și cred că vorbim prea mult despre această posibilitate de a juca cu tribunele goale. Eu cred că nu se va întâmpla lucrul ăsta și sper că vom ajunge să jucăm cu stadionul la fel cum am jucat până acum. Ok, hai să facem saltul în timp și te provoc pe tine, Vasile, de la acel Rapid Hamburg 2-0, jucat pe vechiul Giulești, cu goluri marcate de Daniel Niculae și Buga. Care gol ți-a făcut mai mult? Lui Nicu sau lui Buga? Alții nu marcau atunci. Da, mi-aduc aminte că veneam după meciul cu Hertha din Giulești, când am obținut calificarea mai departe în sferturi. Nu, am la optime atunci, a fost, mai știu exact. În 16-a fost cu Hertha și în optim a fost dublat cu Hamburg. Bine, mi-aduce să mă aminte de prima repriză la meciul cu Hertha, când nu o făcusem. Veneam după un rezultat de 1-0 la deplasare, nu au jucat foarte bine, ne-am lăsat puțin dominați, dar până la urmă am gestionat foarte bine și am reușit să ne calificăm și să marcăm două goluri și să ne calificăm. La meciul cu Hamburg, mi-aduc aminte de faptul că n-am fost niciun moment speriați de joc. Adică mi-aduc aminte că ei aveau o echipă extraordinară, cu Van Buiten, cu Bula Cruz, Barbarez, nu? Vă mai ajut eu cu Van der Vaart, care umblă de vreun an cu eșarfa Rapidului, ce e drept mai mult la meciurile echipei de handbal. Și e logic. Mi-aduc aminte că n-am avut niciun fel de complex, am făcut pressing. Din momentul în care am început jocul, am stat... N-ai jucat de Ion, Trojowski, internațional. O grămadă de jocuri. Erau niște băieți. Bine. Mavdag Vichia sau cum? Da. Ceva de genul. Da, mai un jucător de bandă dreaptă, Mehdi Mavdag Vichia. N-am avut niciun fel de complex, adică aveam încredere în noi. Cred că am făcut meci perfect atunci. Nu știu, să mă aduc aminte de vreun meci mai bun făcut de către noi în perioada aia. Deci cel mai bun, apropo de întrebări de la spectatori, cel mai bun meci din viața ta, cea mai frumoasă amintire de la un meci? Per total, nu neapărat de evoluția mea sau a echipei, că până la urmă vorbim de Rapid, vorbim de evoluția echipei și de modul cum am obținut acea victorie. Nu trebuie la răspunsul, ți-a plăcut mai mult golul lui Buga sau al lui Nico? Sincer? Nu neapărat, că nu au fost diferit oricum, nu? Unul călcăi, unul de la... Nici nu prea marcat din afara careului, adică șuturi de la distanță. Pele mai reușea execuții de genul, parcă, hai să... Mai frumos să zic al lui Pele, să zic. Că astea mai nimerești câte un șut de la distanță, da? La cu călcăi. Ce nimerești șuturi, dar i-am zis, da? Cât să dureze și emisiunea. Vorbim după emisiune. Haideți să amintim toată echipa, cel puțin primul 11. Dani Coman, Bădoi, Ionuț Rada, Marius Constantin, Maftei Caramian, Arteom Caramian, Emil Dică, Romeo Stancu, Pele Buga, Daniel Niculae și Lucian Mordojan în primul 11. Ce echipă frumoasă. Și am avut doi accidente, sparg. Da, în prima repriză. Dică și cu Caramian. Emil și cu Artion. Dacă a intrat și Ionuț Stancu în prima repriză, în acel meci, da. Și a făcut-o foarte bine. Și n-aveam 5 schimbări ca. Nu, erau doar 3. Și banca era extrem de redusă. Mincă, Nae Constantin, Perjă, Vali Negru, Ionuț Stancu, Vasilache și Vio Moldovan, care ne-a ajutat mult în retur. Și în tur. Și în tur când a intrat. Și în retur când a intrat. Bine. Ea că am speriat pe... Toți care intrau după bancă nu era o diferență, să zici, extraordinar dintre primii care jucau și cei care intrau după bancă. Chiar eram echilibrat valoric. A fost printre cele mai importante meciuri spectaculoase, meciuri din cariera ta? Clar că da. Spectaculos, important. Cred că, zicea și Vasile mai devreme, am făcut meci aproape perfect. Ne-a și reușit, că, na, compensat un pic valoarea aveam și noi, dar Hamburg, să nu uităm, atunci tocmai veneau după
după ce-i bătuse pe Bayern, da, în derby. 2-1 la München, exact. Și erau pe primul loc. Da, erau pe primul 1-2 și trecuseră pe primul loc în fața lui Bayern. Și Bayern München de acum, cum este Bayern München de azi. Bine, Bayern München a fost tot timpul echipă, cea mai importantă echipă din Germania și parcă era foarte, foarte dificil să învingi Bayern în perioada aceea. Se anunța ca o surpriză plăcută. Bine, Hamburg, la fel, o echipă importantă a Germaniei, se anunța ca o surpriză plăcută această luptă contra celor de la Bayern. Cu atât mai important a fost calificarea noastră și victoria de pe teren propriu. Într-adevăr, reușit să înscriem două goluri frumoase, două goluri marcate exact când a trebuit. Am marcat în minutul 43-4, fix înainte de repriză. Exact, fix înainte de pauză și minutul 84. Adică exact când a trebuit am reușit să înscriem. Mai avut și câteva situații, am avut eu și în prima repriză și în a doua repriză au mai fost câteva situații, dar nu foarte multe. Pentru că jucând împotriva unei echipe foarte puternice, era greu să scrieți atât de multe ocazii. Iar referitor la golul lui Pele, într-adevăr, am trecut de Van Buiten eu și am dat tare în fața porții tocmai ca să aibă ori el, ori Viu Moldovan, care venea singur pe bara a doua ca să ajungă mingea la el. Dacă mingea ar fi fost poate puțin mai moale, poate execuția, chiar dacă ar fi fost execuția, nu s-ar fi dus și portarul ar fi avut timp să intervină. Deci a fost perfectă toată acțiunea, da, colaborarea. Cine a fost cel mai bun fundaș în acel meci? Nu, toți au jucat foarte, foarte bine. Au jucat în trei și cu ceilalți care, și cu Dănuț, la fel, care intrau, fiecare cu caracteristicile lor. Da, Vasile tot timpul ieșea cu mingea la picior, crea superioritate la mijlocul terenului. Ionuț, Rada, știți foarte bine, cu un picior stâng foarte bun, diagonalele erau specialitatea casei, iar Marius, un tip foarte puternic, un tip care nu prea reușeai să-l depășești unul contra unul și la fel, cu calitate tehnică peste media fundașilor în general. Eram o echipă complementară și aveam anumite calități și ne completam cu ceilalți colegi care jucam în același compartiment. Ai vorbit de Viu, de Moldovan, experiență, trabaliu, simțul golului, am vorbit de Lucian, de Burdujan, la fel. Puternic, fizic, tot timpul luptător. Mergeam la Pele, calitate tehnică foarte bună, simțul porții, altruism, un jucător foarte, foarte bun. Și mijlocul terenului, la fel, țin în minte că am jucat fără Mălda, o piesă de bază atunci. Da, a fost accidentat. În echipa noastră. Ce meciuri a făcut în toamnă, da. Ce goluri a marcat. Da. Pauk aici pe Giulești. Perioada n-am mai jucat până la finalul sezonului, a fost accidentat, accidentare destul de grea la genunchi. Dar iată că și ceilalți care au intrat au fost la înălțime și de acolo și rezultatele bune pe care le-am avut în acel parcurs european. Apropo de fundaș, Vasile, cum l-ai caracteriza pe Paul Iacu? Ți se pare că se aseamă din anumite puncte de vedere cu tine? De să pun aruna, ce să vă întreb, nu neapărat că după aceea pe Nicu, dacă se aseamă, când anunță prăbuginea contractului. Poate că nu neapărat că avem vreo asemănare, suntem puțin diferiți față de... Poate e mai puternic în momentul de față, e un jucător care mie îmi place. Mie îmi place ce văd la el, modul lui de a se comporta pe teren, ușor, ușor devine un jucător, să zicem, un lider, da? Pe lângă Cristi, care clar nu mai trebuie să mai vorbim despre importanța lui în angrenajul echipei, poate odată cu trecerea timpului, în momentul în care nu o să mai fie Cristi, poate să devină el un lider al vestiarului. Totdeauna când am discutat cu el, am vorbit de lucruri pozitive, ce cred eu că ar putea să îmbunătățească el și ce ar trebui să facă. Este foarte dispus să asculte niște sfaturi pe care le dau, adică nu neapărat că trebuie să facă exact ce îi spun eu, dar
Eu cred că poate să ajungă un fundaș important pentru noi, pentru echipă și pentru echipa națională. Apropo de viitor, când vine postarea aia pe FC Rapid, pe Facebook, pe Instagram, cu tricou, săpunarul cu tricoul ăla, cu 2025? Asigură-te că ți-ai plătit abonamentul și că ai wireless acasă, ca să... Deci... Să fii conectat. Am și netul pe telefon. E foarte bine. Stai aproape, ține aproape de FC Rapid. Deci urmează scot din banul cel oficial. Rămâneți aproape, era la un moment dat emisiune. Era o emisiune, da. Parcă. ok, bine, driblezi bine. Apropo de întrebări, Mihai Nicolae, îl întreabă pe Daniel Nicolae, ce atacant dintre voștrii tăi cu echipieri se aseamănă cu Rahmani? Dintre foștii mei cu echipieri? Nu neapărat de la Rapid. Ai jucat și tu un pic. Pe echipa națională. Are stil diferit. Mai degrabă se aseamănă el cu mine un pic. Pentru că aleargă tot timpul, își caută poziția în teren, nu este tipul de nou robust care să rămână, să se ia la bătaie cu ei. Mai trebuie puțină forță și are tot timpul din lume să pună pe el, pentru că este un tip foarte muncitor și nu sare peste sala de forță niciodată. Este un tip care învață multe. Așa, cu altcineva, nu știu. Este un alt tip de atacant. Tocmai de aceea și el și Boris sunt total opuși, complementar, cum ți-am spus mai devreme, pentru că nu cred că este bine să ai doi sau mai mulți jucători cu aceleași calități. Practic, când vrei să faci o înlocuire, să o faci cu un jucător cu aceleași calități, e clar că e mult mai ușor și pentru adversar ca să-l marcheze. Așa, dacă vii cu ceva nou sau aducându-i să joace împreună, tot timpul va fi foarte greu să fie marcați. Apropo de Rahmani, credeți că Rapidul își permite să-l păstreze din vară, având în vedere ce sezon are și mai sunt 10 meciuri? Vom vedea. Important e ca gândul lui să fie aici și cu siguranță este și gândul tuturor. Trebuie să rămână aici, pentru că avem nevoie să fim concentrați pe finalul acesta de sezon, să nu ne gândim la ce se va întâmpla peste 3-4 luni, peste un an de zile. A trecut printr-o perioadă foarte grea, dacă e să vorbim strict de el, perioadă care călește un om, nu neapărat doar un sportiv, un jucător. Ați văzut cât de repede și-a revenit, are foame mare de rezultate, foame mare de goluri, îi doresc să reușească de ce nu, să devină goalgetter în acest sezon. Are toate calitățile să facă lucrul acesta, atât el cât și Boris. Sunt ferm convins că ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivele și, pe urmă, ce se va întâmpla la vară, vom vedea. Important e ca noi trebuie să ne gândim la ce facem azi, mâine și nu peste 3-4 ani. Vasile, îți vine să crezi cât de repede și cât de bine a revenit Rahmani după o asemenea accidentare? Pentru că în momentul în care s-a făcut anunțul cu accidentarea, mulți spuneau că nu mai joacă deloc sezonul ăsta. Da, și a revenit, dar nu ne făceam probleme că nu își va putea reveni. A fost întotdeauna, în toată perioada cât a fost accidentat, a fost susținută către toată lumea. Nu aveam niciun fel de dubiu că nu va reveni la forma și poate că va reveni și a revenit mai bun decât era înainte. Eu sunt ferm convins că, la cum îl văd, la modul lui de a se sacrifica până la urmă, că noi vedem doar lucrul, doar partea frumoasă, golurile, tot ce face, pasele de gol, dar trebuie să ne uităm cine și la... Trebuie să vadă și cum respinge la cornere, cum vine să recupereze exact. 30 de metri de propria poartă, bagalul necării. Sacrificiile pe care le face, este un tip care este tot timpul prezent în joc, niciodată nu lasă garda jos, este primul care dă tonul la pressing, adică genul ăsta de jucători sunt cam rari în momentul de față. Le are pe toate, eu sper să-l țină Dumnezeu sănătos și să ne facă fericiți. Pentru că, cred că poate să marcheze foarte multe goluri. Marchează. Dacă n-ar fi fost accidentat, cred că era pe locul întâi. Fără să-i jinesc pe cei care sunt... Și n-a venit la începutul. Exact. A ratat și primele etape. Și
care a dat practic aproape jumătate de sezon. E o întrebare sau o afirmație? E o afirmație, dar... Confirm această afirmație a ta. Mulțumesc, domnule președinte. Dar apropo, ai postat în urmă cu câteva săptămâni, sincer, nu mai știu după ce meci, acea poză din vestiar cu Burmaz și cu Rahmani. Nu mai știu dacă după meciul cu UTA sau după meciul cu Oțelul. Ai avut multe motive să îi pozezi pe amândoi sau să te pozezi cu amândoi. Cum se simte Burmaz? Pentru că a intrat din postura de rezervă în primele meciuri, a marcat goluri extrem de importante și extrem de spectaculoase, a fost titular, după care iarăși a pierdut echipa. Nu știu, tu ai avut poate vreo discuție cu el? Da, dar tot timpul discutăm cu jucătorii, nu știu, ce mai important. Tu te duci și la antrenamente. Să discute cei din staff, de fiecare dată când au o problemă, ușa de la biroul antrenorilor le este deschisă, dar nu prea apar probleme. E normal ca un jucător care scrie, care intră de fiecare dată și o face foarte bine, să-și dorească să joace mai mult. Tocmai de aceea am adus jucători de valoare. Avem un lot echilibrat, atât numeric și valoric, cum am spus de foarte multe ori. Iar Boris este un jucător care își face simțită prezența de fiecare dată când îmbracă tricoul Rapidului, fie că vine din postura de titular, fie că vine de pe banca de rezerve. E clar că își dorește să joace mai mult. Au avut o perioadă când au jucat împreună, când au jucat amândoi, o perioadă foarte bună. Acum a intrat a doua repriză. Acum, în momentul de față, nu mă bag peste ideile lui Mister, lui Cristiano. El știe cel mai bine cum va ataca meciul următor, cu cine va ataca meciul următor, dacă va face cu doi atacanți, dacă va face fără niciun atacant, pentru că au fost perioade și foarte bine când am avut jucători accidentați în care am jucat practic cu doi mijlocași în față. El știe, îi cunoaște foarte bine, îi vede, îi simte, mergi zi de zi la antrenament, apoi depinde de fiecare. Și acum are talente multe față de perioada de toamnă, când au fost acele accidente și pare să aibă din ce în ce mai multe, pentru că revin. A revenit și Emers la antrenamente, nu mai știu sincer situația lui Kite, care o să revină în scurt timp și Matias, pentru că și el a avut o problemă destul de dificilă și destul de dificil de tratat. Pentru că medicina nu e știință exactă, știți foarte bine, și chiar dacă două sau mai multe persoane suferă de același lucru, recuperarea se face totuși diferit de la fiecare persoană în parte. Ne dorim să avem tot lotul valid dacă se poate, la fiecare partidă. Că nu se poate, important este să mergem la victorie cu jucătorii pe care i-am avut în perioada respectivă și cei care revin după accidentări destul de îndelungate, cum e cazul lui Claudiu, lui Petri, la Răzvan, Oneada, ați văzut, el a stat o perioadă mai scurt acum, cum să fie cazul lui Xian, ușor, ușor trebuie să-și intre în ritmul competiției, pentru că și acest lucru este destul de greu de făcut. Îți dau un contraexemplu și ca să mă duc spre Vasile aici, pe terenul lui, ca să spun așa, la centrul de copii și juniori. Bădescu, chiar dacă se antrenează de mai mult timp cu prima echipă, a intrat perfect. Te așteptai să intre atât de bine la vârsta lui, fără experiență? Da, pentru că și acolo avem și pe post de fundaș stânga, deși fundaș central. De tranziție, chiar dacă toată lumea s-a antrenat și a intrat foarte bine, a fost un protocol de tranziție a jucătorului sau a jucătorilor. Există un protocol de tranziție care se face într-un mod corect. El s-a antrenat o perioadă cu echipa, cu prima echipă, dar a jucat foarte multe meciuri la tineret. Mister a considerat că e momentul să conteze pe el și cred că a făcut-o foarte bine din punctul meu de vedere. Nu mi s-a părut că este vreo diferență foarte mare dintre el și jucătorii seniori, așa ca să zic. Pentru că trecerea de la tineret la senior e puțin mai complicată, dar el a demonstrat și am văzut în el niște calități care pot să-l ajute pe el să facă pasul direct de la tineret la prima echipă. Că mai sunt jucători care mai
mai au nevoie de un pas intermediar și atunci avem alte variante pentru ei, dar pentru jucătorii care pot face lucrul acesta, sunt mai multe aspecte la care trebuie să ne referim, cred că el are toate calitățile să joace la senior. Dar Tudor te întreabă, ce vorbesc ceilalți de la junior despre Bădescu acum în ultima perioadă? Pentru că ești... Vă dați seama că pentru ei e ceva extraordinar și pentru că odată mă întorc la Bădescu, miercuri, să zicem, a jucat cu CSEA la Liga de Tineret. La Liga de Tineret și sâmbătă sau duminică a jucat la prima echipă. Este o motivație și pentru ceilalți din academie, pentru că până la urmă fiecare dintre ei vor avea șansa să ajungă la prima echipă, depinde doar de ei. Noi nu avem decât de făcut anumite lucruri, să încercăm să-i antrenăm pe ei cât mai bine, antrenorii să-și facă treaba cât mai bine la academie și noi să trimitem jucătorii pregătiți pentru a face pasul către prima echipă. De acolo este treaba antrenorilor dacă vor conta sau nu pe ei. Dar pentru cei din academie este un lucru extraordinar, pentru jucătorii din academie, un lucru extraordinar faptul că Bădescu a intrat titular și a jucat și a făcut-o foarte bine. La echipele de juniori se folosește aceeași tactică ca la echipa mare sau diferă în funcție de antrenor? Tot nu neapărat tactică, că nu vorbim de tactică. Avem același, din punctul meu de vedere, avem același, cam aceeași filozofie de joc și cam același stil de joc. Încercăm să le implementăm și să dezvoltăm cât mai mult echipele și, în special, până la urmă, important este individul jucător. Noi, ăla e focusul principal pentru noi, dezvoltarea individuală a jucătorului. Că ăla e, până la urmă, fotbalul la nivel de copii și juniori, da? Ca și rezultate, n-aș pune accent neapărat până la o anumită vârstă. Dar mai important e pentru noi ca ei să fie pregătiți individual să facă pasul către prima echipă. Ala e focusul. Nu câștigăm trofei la juniori și nu avem jucători la prima, nu promovăm niciun jucător la prima, că sunt foarte multe cazuri. Asta nu înseamnă că nu vrem să câștigăm, Doamne ferește. Vrem să câștigăm, să-i obișnuim pe ei să joace la victorie, să joace sub presiune, adică lucrurile astea vin natural. Dar focusul principal este pe jucători. Jucătorii cu potențial trebuie să dezvoltați de așa natură încât atunci când ajung la prima echipă, ei să poată să facă față. Pentru că trecerea va fi puțin grea. Una e să joci la junior și alta e să joci în groapa cu lei aici. E altceva. Apropo, da, suntem pe drumul cel bun, din punctul meu de vedere. Suntem într-o continuă dezvoltare și cred că pe viitor vom avea și alți jucători care vor face pasul către prima echipă. Apropo de jucători tineri și jucători interesanți, Rapidul a reușit transferuri importante în această iarnă, chiar dacă Vulturar și Rareș Pop vor ajunge în Giulești doar în vară. Cum îi vezi tu pe cei doi care sunt la UTA, joacă sau nu prea în această perioadă? Și ne uita pe Mikovski. Mikovski a plecat din vară. Da, și care n-a apucat să îmbrace nici el acolo Rapidului și care face un sezon extraordinar. Foarte bun. În tricoul UTA este unul dintre jucătorii reprezentativi, dintre jucătorii cei mai buni ai UTA. L-am văzut și pe Giulești la Rapid UTA. Da, cu atât mai mult, da. Da, am reușit să transferăm și încercăm tot timpul să aducem jucători tineri, jucători de viitor, jucători pe care să-i putem crește, pe care să ne putem baza și jucători pe care putem să-i creștem și pentru echipa națională. Pentru că una e să joci pentru o echipă în provincie, alta e să joci pentru o echipă care se bate an de an pentru câștigarea campionatului. Este clar că presiunea este mult mai mare, dar cu cea și Vasile mai devreme de copii juniori care fac pasul de la mini-fotbal la fotbalul 11, de la fotbalul 11 final către echipa mare,
ok, nu ajungi să joci poate pentru Rapid, important este să ajungi să joci totuși pentru echipă din Liga 1, să ai meciuri în picioare în prima ligă, să te dezvolți ca jucător, așa și cu jucătorii ceilalți. Dacă au ajuns să joace foarte bine la echipele lor și sunt tineri de perspectivă, fac pasul în față pentru Rapid, noi încercăm să le creăm toate condițiile ca să reușească aici. Și apoi, în timp, ușor-ușor o să avem și pe lângă o echipă foarte puternică pe plan intern, sperăm că și o echipă puternică pe plan extern. Vin întrebările și despre cupele europene, dar apropo de acești jucători, a contat și faptul că va apărea acea regulă nouă care obligă sau nu, pentru că e de discutat la acea regulă 5+6 din sezonul viitor. Se va merge pe mai mulți jucători români la Rapid? Da. Noi încercăm să aducem jucători de valoare, fie că e vorba de un jucător român, fie că e vorba de un jucător străin, însă dacă e clar că ne dorim să aducem jucătorii pe care îi cunoaștem mult mai bine și jucătorii pe care îi cunoști mult mai bine se află pe magazin, pe etapă de etapă în teren, fie că sunt român sau sunt străin. Referitor la jucătorii români, clar că îi poți cunoaște mult din timp, din perioada junioratului, din perioada când fac pasul sau înainte să facă pasul către echipa mare, unde activează mai mult control asupra carierei lor și asupra și vieții extrasportive, pentru că și lucrul acesta contează foarte mult în alegerea jucătorilor pe care îi luăm să îmbrace tricoul Rapidului. N-aș vrea să discutăm despre viața extrasportivă. Păi nu aș vrea, dar e un criteriu foarte important, atât la juniori cât și la echipa mare. Ne dorim foarte mult copii responsabili, copii inteligenți, copii care știu ce vor de la viață, jucători care știu care este țelul lor, care au anumite obiective și care nu se sfiesc să facă anumite sacrificii pentru a-și atinge obiectivele. Îl tragi puțin de urechi? În continuare, pe borțele, atunci ce s-a întâmplat la Iași? Nu contează. Cred că și-a învățat lecția, este un copil cu minte, dar și ei, aflați la o vârstă fragedă, trebuie să un pic readuși pe drumul cel bun. Pentru că, cu toți am trecut prin perioada adolescenței, perioada copilăriei și sunt foarte, foarte multe pericole peste care trebuie să trecem sau peste care trebuie să fim ajutați să trecem. Și noi, la rândul nostru, am fost ajutați să trecem peste ele. A contat foarte mult și de educația pe care o primești acasă, dar o a doua educație o primești de la mentorul tău, de la profesorul tău, de la echipa de club și acolo suntem foarte exigenți la lucrul acesta. Apropo, pentru amândoi, Gabriel și nu doar Gabriel, mai mulți rapidiști sunt curioși dacă nu ar fi indicat reînființarea echipei a doua, pentru că la Rapid a existat echipa a doua în Liga 3-a. Și având în vedere că sunt mulți jucători tineri de perspectivă în Academie, nu ar fi mai ok să fie promovați la echipa a doua, poate în Liga a doua? Asta e o variantă bună, cum ai spus, în Liga a doua. Da. Mai devreme ai spus de echipa a doua care se afla în Liga 3-a. Când a fost momentul desfințării. Da. A fost o greșeală? Nu. De ce să fie o greșeală? Nu, n-a fost nicio greșeală și nu e nicio greșeală din punctul nostru de vedere. Așa vedem lucrurile. Echipa a doua, într-adevăr, ar fi foarte bună dacă s-ar afla într-o competiție de genul ligii secunde. Acolo când joci într-adevăr pentru promovare, pentru rămânerea în Liga a doua, că sunt jucători foarte, foarte, foarte buni care vin din prima ligă, tineri aflați la început de carieră, care vor să demonstreze că pot face față pasul către prima ligă. Într-adevăr și Liga 3 sunt câteva echipe, dar sunt foarte puține împățite în acele serii. Pentru că sunt 10 serii. Exact. Joci foarte puține meciuri foarte importante pe anual și cred că campionatul acesta de tineret compensează un pic acea Liga a treia și am avut fel de fel de exemple cu jocuri amicale între echipele de tineret cu echipele de Liga a treia și balanța inclinată către echipele de tineret. Dar, într-adevăr, o echipă a doua la Liga a doua este de
de luat în, nu neapărat în serios, pentru că luăm în serios exprimarea tot mai corectă. Ne gândim la această variantă, am încercat să facem și mai multe asocieri cu și parteneriate cu echipe de Liga 2, din păcate au eșuat pentru că au fost fel de fel de probleme care au apărut pe parcurs. Ne doream foarte mult să facem parteneriat exact pentru jucătorii care ajung la finalul junioratului și care au nevoie de încă o treaptă sau încă două pentru a face față, a face pasul către prima echipă a Rapidului sau către prima ligă. Dar, din păcate, lucrurile, unele discuții au stagnat sau celelalte le-am oprit definitiv. Apropo de jucători tineri, să nu-l ignorăm nici pe Cristi Ignat. Și aici, Vasile, te întreb pe tine, pentru că l-ai văzut și aseară, apropo, Schumacher, Ignat și Alexandru Stan, mai puțin, dar a fost și el acolo, au învins CSEA-ul. V-ați uitat la meci și v-ați amintit? Eu n-am văzut meciul, am vorbit cu Schumi după, dar întotdeauna am ținut legătura cu Schumi, am vorbit despre procesul de dezvoltare a lui Cristi și a lui Alex. Sunt pe drumul cel bun, este foarte mulțumit de ambii. Cred că Cristi face un campionat extraordinar, poate puțin mai greuț un pic la Alex, dar Alex a ajuns în iarnă. Exact, el deja era Cristi era familiarizat cu și cu lotul și cu nivelul echipei și cu nivelul Ligii a doua. Dar este foarte mulțumit de faptul cum se exprimă ambii. Noi sperăm să mai avem exemple de genul din Academie care să putem să le oferim această șansă de a juca la Liga a doua, pentru că este un pas intermediar pentru ei. Nu toți vor avea șansa și nu vor putea să ajungă direct de la tineret, să ajungă la prima echipă a noastră. Există și varianta pasului intermediar, unde putem și cu siguranță vom încerca să le găsim variante pentru a juca la Liga a doua. Eu mă aduc aminte în 2000. Tu ai fost împrumutat la Tractorul, Liga a doua, mi-a prins bine vreo 6 luni de zile. Am avut meciuri importante, am jucat cu seniori pentru că nu jucasem decât la junior, la tineret. Dar Liga a doua este diferită față de Liga a treia. Aici mă întorc la faptul și la echipa a doua când am avut, ok? Diferența dintre nivelul Ligii a treia nu este foarte mult peste nivelul Ligii de tineret. Sunt două, trei echipe pe serie care sunt foarte bune, care se bat pentru promovare. Și care au bani foarte mulți. Și acolo e un semn de întrebare, pentru că eu cred că o echipă de ligă de la tineret se poate bate de la egal la egal cu orice echipă de Liga 3. Fără doar și poate. Dar pentru Ignat, care crezi că ar fi pasul corect, având în vedere ce concurență e la Rapid în acest moment? Eu mi-aș dori să revină în vară și să facă parte din lotul primei echipe. Da. Eu, personal. Având în vedere că e Săpunaru, Iacob, într-un moment foarte bun, Iulian Cristea, concurența e mare. Dragoș. Chiar cu Dragoș e bine. Încă nu se știe, nu? Dragoș Grigore. Pasăm? Ți-am enumerat variantele care sunt în acest moment. Nu, cea mai bună variantă pentru Cristi a fost acest împrumut la Mioveni. Cei de acolo și l-au dorit foarte mult. Ne bucurăm cu toții pentru el, pentru că joacă meci de meci totuși în Liga 2, o echipă care, iată, se bate cu șanse reale la promovare. Eu am văzut meciul, n-am apucat să vorbesc cu Schumi, dar am urmărit meciul. A intrat și Alexandru spre final, cu puțină oră, cred că ar fi reușit să-și înscrie dacă gestionau mai bine anumite faze. Dar e clar că Liga a doua nu se poate compara cu Liga a treia. Și Liga a doua este o ligă importantă, o ligă de fotbaliști foarte buni și cu echipe, iată, echipe importante, echipe de tradiție, echipe care își doresc parcă an de an să promoveze. Și cele din Liga 3, care promovează în Liga 2, au cu totul și cu totul alte obiective. La fel, își doresc
sau au proiecte pe termen mai, mai lung de, de timp, o perioadă lungă. Cred că pentru, pentru jucătorii tineri acest pas intermediar este binevenit și am fost împrumutat la, la Rapid Magnetica. Electromagnetica. Exact, tot o perioadă de 6 luni, mi-a prins foarte bine acea competiție, am reușit să înscriu să joc acolo și pe urmă m-am întors în lotul primei echipe și am reușit să mă impun. Apropo, Nico, care este situația lui Hromada? Pentru că el e împrumutat până în vară, Rapidul are opțiunea de cumpărare, dar s-au vehiculat sume diferite. 1.200.000 de euro, 500.000 de euro și un jucător care a intrat după câteva săptămâni de antrenamente și a jucat foarte bine. Să facem licitații care sau... Păi nu, ce poți să ne dai din casă? Tudor, e curios dacă 500.000 de euro e... Toată lumea e curioasă. Într-adevăr, există o opțiune de cumpărare la noi. Vom vedea ce se va întâmpla în vară. Este un jucător care, ați văzut, a început să crească de la meci la meci, care se pliază un pic pe stilul acesta al Rapidului. Este un jucător care se simte din ce în ce mai bine în Giulești. Sperăm să ne ajute până la finalul campionatului. Și clauza se va activa dacă e în vară, nu? Clauza se va activa în vară. Opțiunea este a clubului, este a noastră. Dar situația lui Funcio care este? El e la final de contract în vară, dar Rapidul îi poate prelunge automat în Conan, dacă nu greșesc. Exact, exact. Și când se va lua o hotărâre? Pentru că în cazul lui Papel se pare că a fost luată, chiar dacă n-ați anunțat oficial. Așa au apărut informațiile. Eu aștept. La emisiune de gossip sau suntem la emisiune sportivă? Da, vom vedea. Sau nu, ai tot zis că ai internet foarte bun, nu, rămâi conectat pe FC Rapid Official și o ai toate știrile de care ai nevoie și răspunsurile la întrebările tale. Dar v-ați făcut deja sincer o strategie, nu-ți cer posturi sau nume pentru transferurile din vară? Bineînțeles. Aceste transferuri depind și de poziția pe care va termina Rapid sezonul? Nu. Pentru că suporterii deja visează la cupele europene. Chiar am o întrebare de la Ionuț, care, apropo de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 18 ani, vă întreabă pe amândoi când credeți că Rapidul va ajunge din nou primăvara cupelor europene. Prima oară vorbim de grupe, nu? Hai să vorbim de grupe. Sau de o calificare în cupele europene. Ne gândim așa de departe. E foarte, foarte frumos, foarte bine că visăm. Ne dorim cu toții lucrul acesta, atât noi cât și suporterii noștri, însă lucrurile trebuie luate step by step. Și așa am grăbit un pic procesul acesta de trecere și de obiectiv de la an la an. L-am grăbit un pic în această iarnă. Sperăm ca lucrurile să iasă cum trebuie și în vară să ne aducem fotbaliștii de care avem nevoie ca să ne atingem iarăși obiectivele aflate la început, pe care ne le propunem la începutul noului sezon. Da, sunt suporteri care uită că în urmă cu 3 ani pe vremea asta Rapid era pe locul 9 în Liga a 2-a și șansele erau din ce în ce mai mici de a prinde play-off-ul de promovare. S-au schimbat multe lucruri în bine. S-au schimbat foarte multe lucruri în bine și sperăm să schimbe de la sezon la sezon, de la an la an, pentru că dorim ca Rapidul să-l aducem, să nu mai vorbim la trecut și să numărăm ani sau, mă rog, zeci de ani de la ultima performanță importantă pe plan extern a Rapidului și să încercăm, dacă se poate, de la an la an să creștem și să avem rezultate bune, atât pe plan intern cât și internațional. Apropo de superstiții sau nu, au trecut 21 de ani de la ultimul titlu de campioană al Rapidului, sau sunt aproape 21 de ani, vor fi peste 2 luni și jumătate. Tu ai jucat cu numărul 21 pe tricou, aproape toată cariera. Și suntem în 2024, Vasile a jucat cu 24 pe tricou atâția ani. Credeți în superstiții de genul ăsta? Eu mi-aș dori, îți dai seama, toată lumea, toți suporterii își doresc, toată lumea își dorește ca în cel mai scurt timp și dacă se poate să câștigăm campionatul, dar nu știu, cum a zis și Nico, acum 3 ani, sau tu ai zis că acum 3 ani de zile eram... Zilele următoare, pe 14, se împlinesc 3 ani de când Rapid a pierdut la Slobozia și șansele erau minime. Eu mă întorc acum 5 ani.
sau cu 6 ani de zile când toată lumea, în Liga 4. Da, și sau până atunci, când toată lumea nu mai spera vreodată cineva că vom ajunge în situația în care suntem acum. Mai credeai vreodată? Tu te întrebi pe tine acum. O să vin și o întrebare? Sincer, nu credeam, pentru că voi sunteți printre cei care au crezut, pentru că ați jucat în Liga 4 la Rapid, alături de Pancu, alături de Ionuț Voicu, alături de Alexandru Iacob, de care au uitat mulți jucători, alături de Schumacher, antrenor. Suntem pe drumul cel bun. Suntem în grafic, ca să zic așa. Nemira Iosif, care nu trebuie... a fost și care... Da, ai enumerat mai devreme Liga 2, locul 9 și minunea pe care a reușit. Așa este, am amintit de fiecare dată. Nu, lucrurile au avansat destul de repede, cu viteză, adică n-au avut momente de moarte, poate puțin, până Liga... A fost acel an cu pandemia, când nu s-a promovat direct și din Liga 2, Liga 1. Lucrurile sunt făcute cu cap, sunt luate pas cu pas, nu sunt sărite etapele. Cu siguranță, mă întorc la întrebarea cu cupele europene, dacă cu siguranță toată lumea își dorește să redevenim echipă importantă pe plan european, echipă care să joace an de an în grupele unei competiții europene. Eu sunt ferm convins și visul meu așa, chiar dacă toată lumea zice, bă, sunt nebun, cred că noi ne putem în viitor să ne putem califica în grupele Champions League. Sincer, asta mi-ar fi ceva extraordinar și este un vis. M-a pune presiune nu pe... Nu pun presiune, nu, asta este cred, doar cred că mea. Și la Youth este League am putea să eu juc. Sunt foarte convins că în viitor vom ajunge să jucăm în Champions League. Și în Youth League? Ar fi extraordinar. Tu ai jucat în grupele Champions League. Tu, din păcate, ai ratat grupele... Am ratat împreună cu Anderlecht atunci. Atât cu Anderlecht, tu ai ratat și în străinătate, ai ratat la Auxerre, ai terminat pe loc de cupe europene, dar te-ai transferat la Monaco. Da. Asta sunt lucruri. Nu prea place mie să zic că am regret anumite lucruri. Singurul lucru pe care regret în cariera de fotbalist este transferul la Cuman. Cred că a fost o greșeală. Și eu care nu regret anumite lucruri. Așa că am plecat, ne-am calificat în Champions League, asta e. Nu mai contează. Chiar dacă era unul dintre visurile oricărui fotbalist să joace în Champions League. Vasile? Dacă aș da timp... Ascultat imnul ăla frumos. Da, bine, l-am ascultat, dar din păcate mi-aș fi dorit să-l ascult din postul ăla de jucător al Rapidului, dar ok, poate voi asculta din postul ăla de suporter și de om care își dorește să joace echipa în grupele Champions League. Dar bine, vorbim de Champions League acum, o să zic că lumea, bă, ăștia au luat o razna, au nebunit. Nici măcar nu au ajuns... Nici n-au luat campionatul. Exact, și vorbim de... Vă vorbesc pe viitor, ce mi-aș dori eu din suflet. Ar fi ceva extraordinar. Dar... România pare departe, rău de ce. Pare departe. Anul ăsta n-am avut echipă în grupele Conference League. Da. Suntem printre puținele țări care n-au avut nici măcar o echipă în grupele Conference League. Dacă e să dau timpul înapoi, singurul lucru adică, care nu regret neapărat, că nu regret, mă întorc la meciul cu Steaua din sferturi. Cupa UEFA. Mi-aș fi dorit să, nu știu, să rejoace meciul ăla, nu știu, ăla e singurul regret, că nu ne-am calificat, că n-am fost noi cei care am mers mai departe, pentru că eu sunt sigur că mai discutam, noi cred că puteam absorbi mai bine presiunea pe care au pus-o cei de la Middlesbrough, să zic, pe Steaua în momentul ăla. Eu cred că noi ne puteam califica fără multă lumea a devenit fan Macaron după cel meci în România, exceptându-i pe fanii FCSB-ului, dar să revenim la Rapid. Sebi te întreabă despre muzeul clubului. Ce se mai știe apropo de pașii pe care îi urmează Rapidul? Muzeul clubului o să mai dureze amenajarea muzeului. Deja sunt foarte multe obiecte strânse, donate de către foarte mulți suporteri rapidiști, obiecte care existau și înainte. Din păcate au fost și foarte multe trofee care s-au pierdut. Totuși o investiție destul de costisitoare muzeul unui club. Asta dacă vrei să-l faci la nivelul cel mai înalt.
vrei doar o cameră cu niște tricouri, și am avut, ați văzut la meciul de pe Arena Națională, am avut o prezentare foarte frumoasă a anumitor tricouri pe care le-am purtat de-a lungul timpului trecutului nu foarte îndepărtat, însă ca să realizez un muzeu la cele mai înalte standarde, trebuie și o investiție pe măsură. Apropo de, nu știu ce investiție trebuie, dar Fan Rapid, așa se intitulează el pe Facebook, întreabă despre o platformă proprie de bilete, pentru că ați văzut și voi ce s-a întâmplat cu platforma care vindea bilete, plus că știm că acei domni care se ocupă de traficul de bilete au găsit soluții și cu biletele online. Cu siguranță și vor găsi soluții, se vor updata de la an la an. E o problemă, dar sperăm ca să fie rezolvată. Ne gândim și noi foarte din ce în ce mai mult la o platformă de ticketing. Am luat la cunoștință și am avut câteva întâlniri cu diverse persoane. Vom vedea ce se va întâmpla pentru sezonul viitor, dar ne gândim la acest lucru. Sepsi, am înțeles că are niște carduri de suporter unde se încarcă biletele, abonamentele. E posibil să aibă și rapid? Și asta este o variantă la care departamentul de ticketing se gândește. Mai ales la un club de talia Rapidului cu foarte mulți suporteri, cu foarte mulți abonați. Cred că ar fi mult mai ușor și atât pentru suporteri, cât și pentru club. Pentru că sunt anumite facilități și anumite lucruri care se pot face mult mai ușor cu acel card de suporter. Apropo de lucrurile care se pot face, tu ai amintit în urmă cu ceva timp despre acele titluri nerecunoscute Rapidului. Se fac, s-au făcut demersuri pentru a fi recunoscute din perioada... S-au făcut demersuri, s-a întocmit și un dosar. Am trimis și două adrese oficiale către atât la Federația Română de Fotbal, cât și la Liga Profesionistă. Așteptăm un răspuns favorabil pentru că ne dorim foarte mult ca cele două titluri care n-au fost recunoscute să le fie recunoscute, pentru că nu cred că ar avea cineva ceva de obiectat. Știți foarte bine că sunt lucruri care s-au întâmplat în trecut și datorită războiului n-au fost recunoscute acele titluri. Și printre ultimele întrebări de la suporter, Silviu vă întreabă, având în vedere că obiectivul declarat anul acesta e locurile 1-3. Rapidul țintește locul 1. Sezonul viitor ar fi un eșec ratarea titlului? Sau va fi obiectivul principal? Clar că obiectivul principal, da. Și anul acesta avem un semi-eșec, ieșirea prematură din cupă. Da. Nu doar anul acesta, Rapidul s-a cam obișnuit, din păcate, în ultimii ani cu eliminarea din cupă. Voi sunteți printre ultimii jucători care au câștigat. Erau specialiști, da? Cupii. Specialiști. Aveți, tu, Vasile, dacă nu greșesc, ai 3 cupe și Nico 2. Da. Da? Ai și 3 supercupe, nu? Da. Și tu tot 2. Aici are Vasile 2 titluri, la campionat în Liga 1 sunteți pe același nivel cu un titlu, nu? Nu. La Rapid, la Rapid. Pentru că el a scăzut afară, normal, nu poți să... La Rapid dă un titlu și 3 cupe, 3 supercupe. Da, iar Nico are un titlu, 2 cupe și 2 supercupe. La Rapid. Da, pentru că ați mai câștigat titluri și cu alte echipe în România. Uite, Alin mă roagă să vă spun că primul meci pe care l-a văzut al Rapidului a fost acel joc de la Petroșani. Apropo de... Da, și e rapidist. Și s-a apucat de fotbal sau de altceva? Nu, e rapidist și mă roagă să vă adresez întrebarea. Ce vă amintiți voi de la acel meci cu eliminările, cu încheiatul și... A fost un meci de tristă amintire, care mai bine nu mai disputam. Campionatul era deja... Eu am fost la Petroșani pe stadion și mi-aduc aminte crainicul arenei din Petroșani, care... Totul a fost premeditat, totul a fost, nu? Nu mai. Dar știi ce a fost mai, să zic, mai negativ? Faptul că, ok, am câștigat cupa în anul ăla și a trebuit să jucăm Supercupa cu Steaua.
și au fost suspendați 5-5. Asta era până la urmă, știi? Nico era plecat la Auxerre, plecase la Auxerre. Da, eu am fost suspendat. Dani suspend. Toți au fost, toți care au luat cartonașe roșii au fost suspendați la Supercup. Am pierdut Supercupa cu Steaua 1-0 pe final. Dar vă amintiți trainicul stadionului? Cum să cum se bucura în minutele 5-10 de niște goluri marcate la Vaslui într-o altă partidă? Nu era decât 3-0 minutul 10. 2. Minutul 5, minutul 9. Ce aia, aia. Și culmea, au fost și niște transferuri după meciul respectiv, parcă, pe direcția mai contestă. Axa? Pe mai contestă. Vaslui București, pe Axa Vaslui București. Sunt lucruri de care nu prea vrem să ne aducem aminte, lucruri care s-au întâmplat, până la urmă, important e că noi am reușit să ne băteam an de an, e foarte important că ne băteam an de an la câștigarea campionatului, eram acolo în lupta pentru câștigarea campionatului, din păcate am pierdut câte 2-3 titluri, le-am pierdut la fotofinish. Rămânem cu amintiri plăcute, unele mai puțin plăcute. Hai să încheiem atunci emisiunea cu amintirile plăcute, pentru că în meciurile cu FCSB de la revenirea Rapidului în Liga 1, sunt 4 victorii în ultimele 4 meciuri și 6 victorii în 8 meciuri. Se fac 5 din 5? Ovidiu, noi ne dorim. Ne dorim să câștigăm și contra FCSB-ului, ne dorim să câștigăm și împotriva Farului vineri. Acum fiecare meci se joacă pe 3 puncte. Pe 3 puncte și fiecare punct contează. Roman nu mai contează numele, sunt echipele cele mai bune din campionat, vor fi meciuri pe viață și pe moarte, vor fi partide foarte, foarte echilibrate și va fi foarte greu să înclini balanța în favoarea ta, dar noi ne dorim, suntem încrezători că vom putea face lucrul acesta și să reușim să câștigăm cât mai multe meciuri până la finalul sezonului. Statistica e de partea Rapidului, nu mă întrerupe, te rog frumos, pentru că Rapidul nu a pierdut împotriva echipelor cu care se va lupta în play-off. Sunt doar victorii și remize. Și cum noi suntem oameni de omenie, s-a tot spus în trecut, nu dorim să stricăm tradiția și statistica. Da. Ne dorim să păstrăm această statistică. A fost omenie și sâmbătă seara, nu, Vasile? A fost exact ce trebuie. Foarte important, am spus-o și la începutul emisiunii, că era foarte important ca noi să câștigăm jocul, nu mai contează că am făcut-o cu 4-0 și de așa manieră, e foarte bine, dar era important să câștigăm, pentru că orice înfrângere era cam imposibil să mai sperăm la ceva, dar așa, odată cu victoria de sâmbătă, sperăm și noi, speră și celelalte echipe. Multă lume a ținut. Va fi un play-off interesant. Cred că echipele care vor fi, să zic, vor câștiga meciurile, pentru că e foarte important să câștigi meciurile, vor avea șanse mai mari la câștigare, cumva, pe logic. Dar Rapidul e la mână ei în acest moment. Cum sunt și celelalte echipe? O parte dintre ele. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați primit aici la loje, pe stadion și vă doresc spor la treabă în continuare. Mulțumim frumos, la fel. Vă mulțumesc foarte mult, prieten, pentru că ați fost și de această dată alături de noi la Exclusiv Rapid. Ne revedem și marțea viitoare. Vă doresc o seară excelentă.